La întâlnirea cu medicii de familie, autoritățile publice locale au aflat despre cauza aglomerării centrului de primiri urgențe legată de lipsa de dotare cu minimă aparatură pentru investigații. La toate aceste centre, pacientul se întâlnește cu o cruntă realitate. Centrele de permanență au doar un medic cu stetoscopul lui și nimic altceva. Centrele de permanență, în legea de funcționare a acestora, este stipulat că administrația publică locală are grijă de administrarea clădirilor și de dotarea acestor centre. Centrele sunt slab dotate, un doctor și un stetoscop. Prin dotarea acestor centre de către Consiliul Local, se va degreva și mai mult activitatea de la UPU. Romanul, din acest punct de vedere, este un municipiu favorizat. Funcționează 7 centre de permanență. Cam multe, aș zice. Așa. Dar acoperă toate zonele orașului. Dar adresabilitatea nu este atât de mare pe cât s-ar dori, pentru că pacienții știu că la centrul respectiv nu găsesc nimica. Ei vin la UCU pentru acolo li se face o electrocardiogramă, o radiografie, li se face o serie de analize, li se pun ceva perfuzii, ceva tratament. Ceva tratament este la centru de permanență, dar strict pentru o urgență. Și pacientul este îndrumat spre UCU dacă este grav sau este trimis acasă cu o rețetă. Cei mai mulți doresc să li se facă câteva analize, să li se dea tratament pentru o zi, pentru că a doua zi vin iar la alt centru sau din nou la UPU. Deci trebuie văzut o modalitate ca aceste centre să fie dotate așa, măcar cu minimul necesar cât este prevăzut în ordonanță, un ecograf, un defibrilator. Centrele de permanență ar avea nevoie de un minim de aparatură în dotare, un ecograf, un mini-analizator, un defibrilator sau un electrocardiograf. În primul rând, un mini-analizator și un electrocardiograf cred că ar fi primul pas. Dar, pentru a face să înțeleagă toată lumea, deci sunt centre de permanență care funcționează în spațiul primăriei și centre în spațiul privat. Cred că la acestea ai vrut să faci referire. Nu la cele care funcționează în spațiu privat. Unde dar și alea în spațiu privat, nu știu dotarea dacă este asigurată de primărie sau... Iar primăria are numai cel de pe de la Bacău și pe Andron. Vicepreședinta Patronatului Medicilor de Familie Neamț, dr. Angela Bica, a explicat primarului mecanismul de finanțare a centrelor de permanență. În ordonanță spune că administrația publică locală asigură administrarea clădirii și dotarea acestui centrului. Cheltuieli de administrare și materiale consumabile. Consumabilele sunt folosite de către DSP-ul. Se dau 5 lei. Baza solicitării primăriei, DSP-ul nu contează. Nu, se decontează la medicul care are contract pentru centrul de permanență 5 lei pe oră pentru medicația pe care și materialele sanitare necesare centrului de permanență. Deci fiecare medic care se prezintă la centrul de permanență și face gardă, vine cu sacoșa, cu materiale sanitare, fiecare are atâtea medicamente. Deci așa este. Este plătit medicul pe oră, cadrul mediu pe oră și medicația. Da, pentru Direcția de Sănătate Publică. Da. Prin intermediul casei de sănătate. Medicii de familie au mai atras atenția autorităților publice locale despre necesitatea îngrijirii interioare și exterioare a spațiilor în care funcționează centrele de permanență. Centrul de permanență de pe Bogdan Dragoș și cel de pe Anton Pan, curticelele alea din jur sunt arată ca la război. Ar trebui făcut puțină curățenie în jur, cei de la spații. Vara sunt numai boscheți în jur, nimeni nu taie iarba.
Clădirile în care funcționează centrele de permanență sunt și ele în mare suferință. Centrul de permanență este la Abatoa. Și acolo clădirea, o parte, și clădirea aceea tot așa are probleme pentru a trebui reparații capitale. La fel, același lucru și la clădirea de pe Anton Pan. Acolo mai are și de colega care funcționează pe Anton Pan, că tu știi cel mai bine în situația. Avem mai multe cabinete, reparația clădirii care este absolut necesară. Dar la fel sunt mai mulți proprietari. Sunt, dar acoperișul e o problemă foarte serioasă. Plus dotări pentru igienizare, pentru... Deci se fac, dar trebuie să-ți plătești tu, femeie, tu îți aduci materiale de curățenie, absolut tot. Deci o care, care până la urmă se ridică la niște costuri. Întâlnirea a rămas în coadă de pește pentru că nimeni nu și-a asumat dotarea centrelor de permanență cu aparatură și nici posibilitatea reparării clădirilor în care funcționează centrele de permanență. Singura măsură concretă asumată de primărie a fost cea legată de afișarea programului centrelor de permanență la intrarea în centrul de primire urgență din spital.